Ucrainenii au atacat din nou aeroportul militar Peskov din Rusia, la doar 2 zile după primul atac. Totodată au apărut în imagini cu avioanele rusești distruse în atacul surpriză cu drone. Apărarea antiaeriană de la baza militară rusă Pskov, situată la circa 700 de kilometri de granița cu Ucraina, a avut din nou de lucru noaptea trecută. Chiar dacă au existat tiruri intense de artilerie antiaeriană, de această dată nu au fost raportate explozii. Noul atac ucrainean vine la doar 2 zile după un altul care a avut loc la aceeași bază militară în contextul unui val mai mare de atacuri. Între timp apar noi imagini cu daunele provocate de primul atac cu drone la baza Pskov. Serviciile ucrainene de informații au afirmat că atacul s-a soldat cu distrugerea a 4 avioane rusești de transport Ilyushin Il-76 și avarierea altora. Imaginile din satelit au surprins 2 astfel de avioane care au fost transformate în mormane în urma atacului.